Suntem la Hotel Crown Plaza București. Bun venit, Anca Maftei, psihoterapeut sistemic, psihoterapeut integrativ, psiholog clinician. Bun găsit. Anca Maftei, pornim discuția noastră de la această carte, Psihogenealogia și rănile din familie, scrisă de Anne Anselin Schutzenberger. Ea este fondatoarea conceptului de psihogenealogie. Spune-mi, te rog, Anca, ce sunt legăturile transgeneraționale? Să ne imaginăm că suntem un copac și copacul acesta, la un moment dat, simte că își pierde echilibrul. Cu cât rădăcinile pe care le-ar avea acest copac ar fi mai adânci, cu atât stabilitatea oricăruia dintre noi, pentru că noi suntem acești copaci, cu atât mai puternică este. Deci, implicit, tot ce ține de legătură transgenerațională, eu o traduc în metafora aceasta a rădăcinilor. Suntem interconectați mai mult decât văd ochii fizici și ne putem da seama atunci când ne gândim la ce am moștenit de la părinți, bunici, străbunici. Este exact același lucru și la nivel psihologic. Ar trebui să se gândească telespectatorii la un arbore genealogic, cumva, dacă tot ai folosit metafora, nu, copacului. Cu siguranță. Cu toate ramurile, cu toate legăturile lui. Cu siguranță. În cartea asta, autoarea spune așa: angoasele, coșmarurile, dificultatea de a trăi sau diversele indispoziții ale celor care solicită acum consultații psihologice ascund în unele cazuri doluri neîncheiate, ținute în urma unor vechi traume care coincid adesea nu numai cu istoria, ci și cu psihoistoria națiunii franceze. Doamna e franțuzoaică. Cu feluritele ei drame. Este importantă așadar plasarea cazurilor personale și familiale într-un context istoric, ținându-se totodată și doliul pentru trecutul personal, familial și național. Iar noi ca țară, Anca, suntem și noi foarte încercați, cu multe traume, cu multe evenimente istorice. Crezi că ar fi important și pentru noi românii să fim mai interesați de psihoistorie? Cu siguranță, pentru că e până la urmă nevoie de un proces de tratare, de tratament pentru fiecare sistem. Și sigur, nația este un sistem, noi suntem un sistem, noi funcționăm prin intermediul a o multitudine de părți interne și, bineînțeles, umanitatea pe de-a întregul. E foarte important să onorăm tot ceea ce a fost, pentru că noi suntem asta, noi ce suntem rezultatul. Asta, să onorăm? Cum să facem acest onor? Pur și simplu dăm un loc. Adică ne gândim sau acordăm un pic de atenție. Oferim iubire și recunoaștere unor lucruri care poate nu au fost văzute, care poate nu au fost aduse în lumină. Și de asta este atât de important să ne cunoaștem istoria, să știm de unde venim, atâta cât se poate, bineînțeles, dar chiar și acolo unde nu cunoaștem cu mintea, putem cunoaște cu inima și putem scrie scrisori de recunoștință tuturor strămoșilor noștri. Este atât de important ritualul și, din păcate, ne-am îndepărtat, l-am asociat cu dogma și nu mai folosim această intenționalitate de a clădi în iubire tot ceea ce a fost înainte și, bineînțeles, după. Mă gândesc acum cum mergem la biserică și mai dăm câte un pomelnic. Ajută. Unde exact îi scriem pe cei plecați, adormiți și pe cei vii. De multe ori se face, poate cumva, acest pomelnic robotic, tehnic, mecanic. Tu spui că ar fi mai bine ca în momentul în care scriem o scrisoare de recunoștință pentru bunicul, pentru bunica. Chiar așa. Să trimitem sentimente, gânduri, nu? Energia, să fim conștienți. Exact, pentru că acolo unde punem noi atenție, acel lucru crește. Este ca la flori, ca la oricare zonă a naturii. În momentul în care plasăm un pic de atenție, totul se potențează. Deci intenția noastră, acea sămânță de iubire pe care o plasăm, de recunoștință, până la urmă va crește toată dragostea, atât în viața noastră, cât și în urmașilor noștri. Ce frumos! Dar tu la cabinet doar asta faci? Adică mergi pur și simplu pe metoda ta, regeneration? Nu mai faci niciun alt fel de terapie? Tocmai, pentru că în metoda regeneration, și o să explic puțin cum am văzut eu terapia, Așa. Includ foarte multe maniere de lucru. Inclusiv terapia somatică a unui biolog foarte celebru, Peter Levine,
am făcut o legătură, o punte între școala lui Peter Levine, care are bază biologia, cu Internal Family Systems, care este una din formările mele principale, a unor domn de la Harvard University. Deci ei au arătat și au demonstrat științific faptul că noi suntem multilateral dezvoltați, nu suntem în niciun caz o unitate simplă, simplistă, ci din contră avem o multitudine de fațete. Și atunci lucrez cu aceste forme de terapie, cu alte forme, cum sunt constelațiile sistemice și devin din ce în ce mai populare din fericire ajută în lume. Ajută cu adevărat, Anca, aceste constelații despre care toată lumea e fascinată? Enorm, enorm. Mie mi-au schimbat viața. De câți ani faci constelații sistemice? De la 26 de ani, acum am 38. Deci de 12 ani lucrez și, bineînțeles, de aproape 10, cred, practic eu ca și terapeut această formă de terapie, sau mai puțin. În jurul A, să nu spun tu greșit. Tu ai ales și te-ai apropiat și ai ajuns în punctul ăsta pentru că tu ai avut nevoie. Bineînțeles, ca noi toți de altfel. Da. Practic am căutat să lucrez cu anxietatea, am căutat să integrez, dar nu știam eu la vremea aceea că voiam să integrez. La vremea aceea credeam că vreau să vindec, că vreau să tratez. Da. Da, și de multe ori, tocmai această atitudine, care este una de excludere până la urmă, noi toți vrem să scăpăm de simptome. Și vreau să înțeleagă telespectatorii de acasă, cine e cu ochii pe noi, că nu vorbim neapărat de vindecare. Nu, din contră. Din contră. Eu personal nu folosesc termenul de vindecare. Așa. Eu folosesc termenul de transformare sau de integrare. Adică dau un loc cu iubire, cu foarte multă acceptare, fiecărei părți din mine și fiecărui aspect din familia mea. Deci este o atitudine de dragoste, este o atitudine de foarte, foarte înaltă, care se bazează pe acceptarea necondiționată a ceea ce este și de acolo, din acel nivel extrem de pur al acestei dimensiuni de conștiință, se petrec uneori lucruri absolut fenomenale, absolut spectaculoase. S-a întâmplat asta cu tine chiar, nu? Chiar tu ai mine. Fost, tu ești istorie trăită, cred, nu a muncii tale. Cred cumva. Că da, cred da? Că da, sunt primul meu client. Tu prin ce ai trecut? Prin ce ai trecut de ai ajuns aici? Ce te frământa? Care erau traumele tale? Și poate chiar mai sunt. Nu? Că bineînțeles, toată viața noastră... Ești pe calea vindecării, cumva. Exact, nu facem altceva decât să transcedem, să îmbinăm lumina aceasta a iubirii cu fiecare dimensiune de umbră din tot ceea ce suntem noi. Eu văd ființa umană ca pe o multitudine de fațete, arată ca o floare în viziunea mea. Deci în Regeneration tu ești floarea vieții tale și fiecare din petalele acestei flori, care ești tu, are o anumită încărcătură, are o anumită poveste, are un anume istoric. Fie că este din existența ta propriu-zisă, fie că este preluat transgenerațional. Da? Și aici avem o multitudine de studii din fericire. Da? În epigenetică ni se arată că până la a șaptea generație sunt lucruri pe care noi le purtăm în interiorul nostru și nu știm, bineînțeles, despre ele. Nespusul, secretele. Secretele, faptul că, uite, eu, de exemplu, nu am fost un copil dorit, un copil planificat. Din contră, m-am născut chiar în momentul în care mama mea dădea examenul la medicină. N-am mai putut să facă asta. N-am mai putut să meargă pe drumul acesta. Toată neîmplinirea, toată durerea, faptul că a fost exclusă la momentul respectiv din familia ei de origine, toate acestea s-au scurs și au fost preluate de copilul care, iată, eram eu în pântecele ei. Multe altele, ulterior, în relația mea cu tatăl meu biologic, separarea de el a dus la dependențe, da, din experiența mea directă cu clienții mei și, bineînțeles, și a mea proprie. Dependențele au de multe ori la bază o relație disfuncțională, ca să spun așa, sau, să zic, nesănătoasă, cu tatăl. Deci, iarăși, am văzut asta în diferite dependențe pe care le-am generat ca adult. Ce dependențe aveai? De la fumat până la anumite comportamente, până la dependențe de persoane, până la dependențe de o anumită validare exterioară. Slavă cerului, o multitudine de... Da, noi toți. Da. Luăm acel aspect și vrem să înlocuim relația noastră cu părinții noștri și nu se poate, este o iluzie pe care o retrăim permanent fără soluționare aparentă. Cel puțin
nu substanța sau drogul sau obiectul ne va soluționa nouă dimensiunea profundă, ci dragostea, iubirea. Când aducem cu adevărat dragostea și când îi aducem din nou pe părinții noștri în inima noastră, încep lucrurile să se schimbe. Așa a fost pentru mine. Eu am lucrat foarte mulți ani de terapie, să-i spun așa, convențională, clasică, și am văzut, bineînțeles, și schimbări, dar am văzut că erau în continuare aspecte pe care nu le-am integrat până în momentul în care am început să lucrez și transgenerațional. Deci au fost momente în care terapeutul meu de la vremea aceea, în constelații, i-a adus pe părinții mei și am putut să fac, da, noi terapeuții vorbim de asta ca un fel de joc de rol. Da, fizic s-a întâmplat să vină părinții tăi? A, nu. Asta niciodată nu se întâmplă deci fizic. Niciodată nu se întâmplă fizic. Nu. Dar în anii de terapie, când înainte de a lucra pe zona asta transgenerațională, ai mers vreodată cu mama la psiholog? Nu, nicio casă, niciodată. Noi, în psihoterapia pe care am practicat-o eu, nu încurajam asta. Da. Nu, mai puțin. Am înțeles. Nu, mă gândeam dacă e necesar la un moment dat să lucreze și mama. Ar fi extraordinar, nu? Întotdeauna. Cu cât există mai multă conștientizare, cu cât există mai multă conștiență, cu cât există mai multă dragoste și dedicare, cu atât lucrurile merg minunat în orice familie și în orice sistem. Așa cum spuneam, fondatoarea conceptului de psihogenealogie, autoarea acestei cărți despre care v-am spus la început, spune așa: moștenitorul în viață intră în posesia bunurilor defunctului, spun dintotdeauna notarii, preluând dictonul Roma. Noi continuăm șirul generațiilor și plătim datoriile trecutului. Atâta vreme cât nu am șters datoriile, o loialitate invizibilă ne îndeamnă să repetăm, că vrem sau nu, că știm sau nu, o situație plăcută ori un eveniment traumatic, o moarte nedreaptă, chiar tragică, ori ecoul ei. Ai întâlnit toate astea în practica ta? Des, foarte des. Nouă, ni se pare tulburător. E adevărat că e puțin la modă povestea asta cu legăturile transgeneraționale, cu constelațiile, ce cu fericire. Psihogenealogia, dar puțin oameni cred că e chiar așa, mulți nu înțeleg. Spune-le tu, din practica ta, despre loialitățile astea invizibile, care se repetă. Consider că un pic de scepticism este mai mult decât minunat și sănătos. Așa am fost și eu. Nu credeam sub nicio formă în ceea ce am auzit despre constelații în primă fază. Din contră, am crezut că este o sectă, chiar așa mă și gândeam. Serios? Doamne, ce poate fi mai ciudat? Da, prietena mea cea mai bună, în schimb, mi-a comandat, să zic așa, mi-a achiziționat un bilet. Am fost nevoită pentru că era pentru ziua mea și am zis, bine, stau, dar stau doar până la prânz. Nu mă pune să stau mai mult. Și ea, te rog, mergi, măcar încearcă, vezi. Și asta ne aduce foarte aproape de ideea că până nu experimentăm în mod direct, până nu trecem noi prin, cum să spun eu, prin ființarea asta, când într-adevăr am trăit un aspect, abia atunci consider eu că putem vorbi sau putem să ne dăm cu părerea sau putem să vorbim, nu știu, din experiența noastră directă și cam doar atât. Asta este credința mea. Nu, n-ai cum până nu experimentezi. Altfel devine o cunoaștere de suprafață, o cunoaștere, să zic așa, luciferică, strict mentală. Și zis și făcut, te-ai dus? M-am dus. Cum a fost? Sceptică? Cum a fost? Așa. Ai fost mental, în mental, desigur, nu? Notam deja ce voiam să critic la procesul domnului terapeut și până în momentul în care am fost eu într-un așa zis rol, deci într-o poziție, într-o poziție de reprezentare, și atunci am reprezentat bunica cuiva. Deci ai avut curaj să intri în povestea asta, da, nu? Când ai fost aleasă. Sunt curajos eu. Așa. Și ai vrut să treci prin experiență. Exact, mie îmi place, îmi săriți cu parașuta. Deci, ce ai simțit? Ce te-a traversat? Deodată au început să mă îndoară mâna stângă, țin minte și astăzi. I-am spus facilitatorului, și el psihoterapeut de altfel integrativ și sistemic, și mi-a spus o secundă să verificăm, și clienta, da, păi acolo s-a operat bunica mea. După aia au început alte simptome, dintr-o dată, să fie resimțite de mine. La fel clienta, da, așa era bunica mea, așa se purta bunica mea, gânduri care îmi veneau în mod automat și... De unde vin aceste gânduri? De unde se întâmplă? Că uite, nu înțeleg oamenii, e greu de crezut. Publicul nu înțelege. Cine, de unde, care e în jurul nostru? Da. Este în jurul nostru și în noi. Așa. Ce este? Noi numim câmp
morfogenetic. Deci îl putem studia pe Rupert Sheldrake, care este și dumnealui biolog, este un mare cercetător al lumii ăsteia. Ne bucurăm foarte mult că el a fundamentat științific metoda constelațiilor. Sigur că sunt anumite foruri care încă, să zic așa, așteaptă și alte și alte studii, dar iată vine în curând un studiu, eu în școala mea, în Academia Regeneration, am peste 600 de oameni înscriși, care au, mulți dintre ei au absolvit deja școala. A, deci tu îi pregătești pentru asta, pentru meseria asta cumva, deși în România nu există. Există consilier de dezvoltare personală și putem face consiliere. Deși în Europa, în Europa această meserie este recunoscută. Sunt țări în Europa, clar, știu că Olanda, în Belgia Olanda. La fel. Plec eu acum la două școli în Olanda de constelații, una în partea de sănătate, să spun așa, aplicate în raport cu anumite simptome și merg și la constelații în business, pentru că am mai făcut eu și alte școli, dar simt că e nevoie de mai mult. Constelații în business? Asta ce înseamnă? Că poți lucra antreprenor care, să zicem, are o firmă. Poate să vadă dimensiuni profunde ale companiei sale prin această metodă a constelațiilor sistemice. Poate vedea, eu știu, cum se manifestă clienții, poate vedea dacă un proiect este potrivit sau nu unei anumite etape. Poate vedea, uite, în Olanda, de exemplu, se fac constelații inclusiv la nivel de minister. Vine ministru, da, vine ministrul transporturilor și vrea să vadă, asta este ca o reprezentare 3D a unor dimensiuni profunde, energetice, dacă vrei, ale unei structuri sistemice. Deci, iată, minister și vede cine este potrivit într-un anume rol, ce se întâmplă cu un anumit departament, dacă există conflicte, dacă există legături întrerupte, dacă comunică sau nu anumite elemente cu altele. Imaginați-vă ca o tablă de șah unde sunt pioni și acolo putem vedea exact dinamicile. Este fabuloasă metoda. Da. Uite, oricât ar fi de spectaculoasă și ar da rezultate, sunt și oameni care se opun. Desigur. Care nu cred. Deși nu pot fi perfect obligați, nu, să intre într-o astfel de poveste, zic. Bineînțeles. Dar, din păcate, o să piardă multe din beneficii. Poate ar fi bine să... Mai zi, ce ar putea să piardă. Ar putea pierde ani întregi. Pentru că eu am văzut cu ochii mei mii de cazuri în care se poate reliefa cauzalitatea într-un minut sau în mai puțin de un minut, în constelații ținute de bine. Deci o doamnă, de exemplu, îmi vine acum în minte, s-a așezat pe scaunul din dreapta mea, îmi vorbea de niște amețeli la care nu a reușit să găsească cauza și în mai puțin de câteva, nu știu, secunde, mi-a venit mie personal imaginea mătușii dumneaei, am întrebat dacă cineva a plecat de vreme și, de fapt, tot ce s-a reliefat ulterior în constelația de grup a arătat că exista exact această loialitate ascunsă față de mătușa ei bolnavă de cancer, care a suferit de amețeli și exact alte simptome pe care le manifesta clienta mea din iubire, deci din loialitate ascunsă. Inconștient. Total inconștient. Asta vreau să înțeleagă publicul. Fusese la 300 de medici, la psihiatru, avea tratament, avea ca să-și gestioneze stările, sigur, e extraordinar, dar aceste modalități nu ajung la cauza profundă. În schimb, iată, prin această modalitate, haideți măcar să ne deschidem să vedem dacă e pentru noi bine, dacă nu, nu. Nu e musai. O să vă invit și eu, cum m-a invitat pe mine prietena mea cea mai bună, la un astfel de workshop, să vedeți, să simțiți dacă vi se potrivește bine, dacă nu, nu. Dar ce voiam să spun mai devreme este că mi-a venit ideea, dat fiindcă am acum cea mai mare școală de constelații din lume, că m-am trezit în acest punct, numai că nicăieri în lume o școală care să aibă 600 de cursanți viitori facilitatori. Deci e deschidere în România. Există, cum să nu, oamenii sunt foarte atrași. Da. Și oricum, adevărul ăsta strălucește și foarte, foarte tare și la un moment dat sufletul recunoaște. Sufletul știe ce e pentru el și care e pasul pentru el. Eu am citit pe site-ul tău că ești atrasă de diferite maniere de vindecare holistică, mai ales cumva de șamanism și lucrul cu arhetipurile. Uh-huh. Vreau să te întreb, ce idei inconștient moștenite în mod colectiv ai întâlnit cel mai des la noi românii? La noi românii. Eu lucrez doar cu românii.
și cu siguranță... Ai mai citit și despre alții, ce se întâmplă, uite, și doamna Anne Anseline Schutzenberger spune despre francezii ei, prin ce trec și care sunt modelele comportamentale. La noi, românii, ce ai întâlnit? Îmi vine în minte acum acest triunghi al salvatorului, victimei și persecutorului. Noi nu ne-am împăcat cu istoria neamului nostru. Nu cred că am oferit un loc agresorilor din istoricul nostru. Și atunci, mulți dintre noi devenim exact ceea ce am judecat. Tot ceea ce arătăm cu degetul ne transformă pe noi înșine în acel element pe care îl criticăm. Și asta văd foarte, foarte des. Devenim proprii noștri torționari fără să fie integrat partea aceasta, fără a oferi un loc atât victimelor a ceea ce a fost înaintea noastră, cât și persecutorului, dar și acelui salvator pe care fiecare l-am așteptat la un moment dat, atât individual cât și la nivel sistemic vis-a-vis de națiune. Asta este un triunghi din care ieșim din ce în ce mai, cum să zic eu, șifonați. Dar, bineînțeles, există posibilitatea de a ieși și este decizia, acel prim pas pe care l-avem de făcut. A ieși din zona de victimă, a ieși din zona de agresor. Adică am plasat intenția să fiu una cu ceva mult mai mare decât mine sau să fiu una cu iubirea, să fiu una cu adevărul. Și atunci, odată ce am luat această intenție, totul face ca ea să se manifeste în exterior. Poate dintre cursanți sunt femei care au fost abuzate. Cu siguranță, cu siguranță. Agresate, femei care au suferit și suferă de ani de zile de violență domestică. Iată. Spune-mi tu, ce transformări, ce ai văzut, ce se întâmplă? Reușesc să se extragă din de a mai fi victime? Cu siguranță fiecare vom reuși, mai devreme sau mai târziu. Acum depinde foarte mult de cât suntem dispuși să lucrăm cu noi în fiecare zi. Deci sunt oameni care au rezultate într-o lună, două luni, uh-huh. Și sunt oameni care au nevoie de un an, doi, trei, cinci de terapie. Este firesc, da? Eu însă îmi fac terapie de, ce să zic, aproape 18 ani. Da? Tot felul de forme de terapie, tot felul de... Am fost eu însă un cercetător în direcția asta și, iată, cred că n-aș fi ajuns în punctul de a reuni atâtea forme de vindecare sau de terapie, cum vrea fiecare să le numească, fără acest parcurs. Deci, da, sunt persoane care se extrag de acolo pentru că odată ce noi curățăm și integrăm multe dintre rănile noastre și, bineînțeles, onorăm și suntem din ce în ce mai conștienți de rănile celor din familia noastră care au trecut prin chestiuni similare, începem ușor, ușor să ne desprindem din aceste pattern-uri, din aceste programe foarte, foarte înrădăcinate, inclusiv transgenerațional. Și da, este posibil, da, se poate, ține doar de noi și ține de cum să spun, o disciplină în igienizarea mentală. Pentru că e foarte importantă. Este, zic eu, cea mai importantă în viziunea mea. Pentru că de aici pornesc toate. Tot ce ține de succes în viață, tot ce ține de împlinire sufletească și, eu știu, profesională, își are rădăcinile în cât de procesat este materialul nostru inconștient. Cu cât este mai curat, cu cât este mai îngrijit acel copil interior, acei copii care poate au suferit foarte mult, atât din ființa noastră, cât și ai mamei, ai bunicii și așa mai departe, cu cât ei sunt mai în armonie, cu atât toată viața noastră începe să fie una, eu știu, ca un tablou din acesta extraordinar de colorat, cu creativitate, cu curaj, cu iubire, cu potențare, cu armonie din toate punctele de vedere. Deci depinde doar de noi să aducem acel alb strălucitor al iubirii în fiecare zonă a ființei noastre. Pentru că cu această zonă a ființei noastre, ulterior ne vom picta întreaga realitate și vom experimenta doar ceea ce am reușit noi să transformăm în noi. Spune-mi, Anca, relațiile dintre părinți și copii. Fundamental. Fundamentul experienței noastre aici pe pământ. Ce ne dă în viață relația cu mama, ce ne dă în viață relația cu tata. Hai să pornim cu tata. Da, cu tata, ce hai frumos să că îi dăm un loc tata. Chiar astăzi. Așa. Sigur că da, el este unul. Unul este masculin, unul dă direcția. Și atunci o să-l punem pe tată prim. Și atunci,
tatăl și tot ce ține de relația mea cu el îmi va influența toate relațiile mele, toate relațiile cu alți oameni, toate relațiile cu exteriorul. Va influența relația mea cu autoritatea, va influența relația mea cu instituțiile, cu politicul, cu orice ține de sfera aceasta pater, da? Sfera aceasta ce fundamentează, dacă vrei, existența. Relația mea cu banii, cât de mult pot să rețin bani, să acumulez bani, dacă îi pot iarăși susține și îi pot înmulți. Sau dacă, exact, exact, sau scapă printre degete. Exact, deci relația cu tata, în funcție de cât de bună e relația cu tata, am și, nu? Prosperitate. Exact. Am bani, am... Am un statut. Un statut. Da, și asta, clar, are foarte mare legătură. Dar acum intrăm și în zona psihologică. Dar încep să am mai multă încredere în mine, dacă relația mea internă, da, internă, pentru că e posibil ca dumneavoastră să mai fie sau să nu mai fie, nu despre asta e vorba, da, ci în interior, adică cum mă raportez eu cu toate părțile mele la ce înseamnă tatăl meu pentru mine. Și atunci, cu cât îl am mai aproape în inima mea și nu-l judec, că, iată, judecata îl duce mai departe, îl respinge, deci cu cât îl integrez, cu atât voi fi mai curajoasă sau mai curajos, voi avea mai multă încredere în mine, voi putea seta granițe importante între mine și ceilalți. Deci este o mare, mare binefacere, cum să zic. Mm-hmm. E foarte binefăcător, așa e mai potrivit, să integrezi și să lucrezi cu acestea. Și chiar asta și este. Odată ce noi luăm în inima noastră, beneficiem de binecuvântarea dumnealor, de toate darurile dumnealor. Dar spunem că ai... oameni care vin la terapie și îți explică, îți povestesc lucruri atât de dureroase care s-au petrecut între respectivul și tată. Și părinți. Și părinți. Acum vorbim despre tată. Și toți spun cum, că a făcut lucruri, m-a persecutat, m-a lovit, m-a, nu știu, tot felul de alte lucruri. N-a fost lângă mine, a fost absent, a băut, a plecat, s-a... M-a părăsit, m-a abandonat. Exact. Cum să-l integrezi? Nu? Îți spun clienți, îți spun oameni. Sigur că da. Cum să-l aduc în inima mea dacă n-am avut o relație bună, frumoasă, de iubire? Exact asta am făcut și eu. Același proces. Ai trecut prin asta? Cum să nu? Exact asta a fost. Pentru că l-am judecat foarte mult și atunci aveam dificultăți cu diferite aspecte pe care tocmai le-am menționat mai sus. Da. Dar de asta este importantă modalitatea de lucru pe care eu o promovez foarte mult a profesorilor mei de la Harvard University, adică al lui Richard Schwartz, și o să o menționez și pe profesoara mea, Osnat Arbel, care este directoarea Centrului de Internal Family Systems din Israel și care mi este foarte dragă și este unul din mentorii mei principali și dumneai lucrează ca și mine, adică transgenerațional. De asta este important. De ce? Pentru că noi vedem în felul următor ființa umană. Sunt câteva părți din noi, părțile acestea, da, imaginați-vă, eu știu, copii de toate vârstele, părțile acționează în felul respectiv. Dar noi nu suntem părțile noastre, noi suntem esență pură și anume suntem, noi spunem, sine. Deci există o sferă în interiorul ființei noastre care este curaj, care este creativitate, care este acceptare, empatie, compasiune și așa mai departe. Și această sferă suntem noi, de fapt. Deci tatăl nostru și noi suntem sinele. Dar, într-adevăr, tatăl nostru are și părți. Aceste părți sunt traumatizate, ele poartă durere, ele poartă, eu știu, istoricul de viață și familial al fiecăruia dintre noi. Deci noi nu putem judeca, exact cum se spune în creștinism, judeci păcatul, nu păcătosul. Deci facem o diferențiere foarte clară. Tatăl meu, da, m-a abuzat, m-a bătut, m-a părăsit. O parte din el a făcut lucrul ăsta, nu el pe de-a întregul, nu sufletul dumnealui, deci nu sinele. Încă o dată, merită să cercetăm această formă de terapie care devine extrem de populară în Occident. Astăzi, pentru a te înscrie, să studiezi Internal Family Systems, da, această terapie a părților, nu mai sunt locuri. Se așteaptă câte un an, doi, trei și este o loterie. Deci sunt mii de oameni de pe toată planeta care încearcă să se înscrie și nu reușesc. De ce? Pentru că ei au câte 30 de locuri în grupe și nu poți învăța decât astfel. Și această școală este unde? Este online.
Așa. Ea funcționează pe toată planeta și sunt organizate diferite seminarii în același fel în care lucrez și eu. Și din fericire, iată, am adus eu în România această cunoaștere prin școala mea, Academia Regeneration, și la mine sunt locuri, din fericire, și pot învăța, dacă își doresc, mai mult despre a lucra cu părțile. Dar iată cât este de importantă această diferențiere. Asta aduce foarte multă pace. Aduce pace inclusiv în organizații, în corporații, când noi știm că de fapt omul de lângă noi nu este el eminamente rău, ferească Dumnezeu, nu este el într-un anume mod, el nu este acel așa zis defect al lui, ci aia este doar o parte din el, atunci pot să fiu mult mai plină de compasiune și înțelegere, în primul rând față de mine, pentru că înțeleg că de fapt anumite comportamente ale mele nu sunt altceva decât părți de multe ori moștenite și începe să devină mai ușor să mă iubesc pe mine exact așa cum sunt și începe să devină mai ușor să-i accept pe toți ceilalți exact așa cum sunt dumnealor. Și asta ne va duce într-o lume mult mai luminoasă, mult mai plină de dragoste și asta ne va transforma societățile. Pentru că nu vom mai putea judeca. Pentru că așa va fi ciudat să judeci când tu știi că este doar o parte din omul acela care încă n-a fost adusă în lumină. Asta e tot. E fabulos ce trăim acum. Cum ai ajuns la Harvard? Eu am ajuns mai întâi la facultatea top 10, deci top 10 în lume, este Padova. Și acolo am studiat, mi-am făcut un master în psihologie și, bineînțeles, în psihoterapie. Am învățat forma de terapie pe care o au, să zic așa, foarte dragă lor italienii. N-am rezonat foarte mult. M-am întors în țară, am făcut cognitiv-comportamentală, după aceea am făcut integrativă, după aceea am făcut hipnoză clinică, după aceea am făcut multe alte cursuri și formări și am ajuns într-un final să lucrez sistemic, adică am lucrat cu constelații, este o altă formă de terapie a lui Bert Hellinger, un psihoterapeut german, am rezonat foarte profund cu învățămintele dumnealui, iar ulterior a fost pasul firesc, pentru că deja foarte mulți oameni din Israel, cum este profesoara mea și o altă profesoară foarte importantă cu care relaționez acum profesional, începe să devină extrem de firesc să se lucreze sistemic. Și atunci, în felul ăsta, am ajuns la internal family systems. Deci există un sistem intern familial. A fost cumva... a venit către mine, nu am stat să caut. Cum ai ajuns la Harvard? Dumnealui, Richard Schwartz, este șeful departamentului de la Harvard și el a fundamentat această metodă, el fiind un terapeut sistemic de familie și a lucrat cu familia propriu-zisă, cu familia în care neșioase și după aceea și-a dat seama că aceeași familie, mamă, tată, copii și așa mai departe, aceleași legături din profunzime sunt și în ființa umană și a început să aplice aceleași chestiuni pentru persoana din fața lui, fără să mai fie nevoie să aducă toată familia. Deci, practic, a făcut o constelație în interior, pentru că aceste constelații se pot lucra și în interior, și cu grup, și în cabinetele de psihoterapie, și tu singur acasă poți să faci această formă de terapie, sigur, cu un pic de know-how, da? Cu un pic de cunoaștere înainte, nu te apuci acum, după ce mai auzit un minut. Deci, practic, au ajuns acești oameni cercetători, da? Să învețe în facultăți de renume studenții. Da, să aducă cunoașterea asta. Acum, la Harvard, sunt foarte mulți oameni care lucrează internal family systems. Frank Anderson este un altul. Am și fost la o conferință internațională cu dumnealui. Este specialist în neuroștiințe și unul cei mai importanți oameni care promovează acest nou mod de a face terapie. Simți că mediul academic de aici, din România, este deschis? Apropo de, iată, oameni cu facultăți grele fac acest lucru. Cum ți se pare că se întâmplă mai aici în România? Eu personal am luat-o pe drumul acesta. Mi-am căutat toate școlile, să zic așa, online. Am găsit care sunt cei mai buni specialiști din lume. Așa am căutat. Într-adevăr, nu am avut eu până acum o relație în mod direct după facultate și masterat aici în România. N-am mai avut eu personal o legătură și atunci n-aș putea să mă pronunț. Sper să fie și dumnealor. De ce nu? Toți suntem oameni, toți avem inimă și dragoste și absolut, toți avem, bineînțeles, iubire față de știință. Pentru că, uite, apropo de asta,
ai putea să le trimiți o invitație, nu? Cu drag. Acestor tuturor, oricum, profesori, doctori, nu, din facultățile românești, să poată să experimenteze o constelație. Da, chiar așa. Nu? Bineînțeles, eu țin una pe lună la București. Așa. Câteodată țin și online și, bineînțeles, să-i aștept în programul meu, în Academia Regeneration, care îți transformă existența în toate sferele în care te interesează. Minunat ar fi să le fie de folos tuturor, cu adevărat, oamenilor și să avem sentimentul că, iată, cum ai intrat pe drumul ăsta, cum ai făcut eforturi pentru tine, clar, cum vrei să împărtășești, să oferi, să fie bine, ca fiecare să se extragă dintr-o suferință, să o amelioreze, să afle, să integreze, să caute iubirea și să o conștientizeze, poți să spui că ți-ai îndeplinit rolul. Așa să fie, așa este. Îți mulțumesc tare mult, Anca, și eu, că ai fost aici alături și de mine. Și eu mă onorează, vă mulțumesc. Te îmbrățișez și să ne revedem curând. Cu tot dragul, mulțumesc tare mult. Felicitări. Doamnelor și domnilor, cam atât pentru astăzi. Mulțumesc Hotel Crown Plaza București. Toate cele bune. Pe curând!